Povestea dintre mine și tatuator a început tot sub semnul întâmplării, ca și povestea lui cu autoarea. Și anume, cu câteva zi două înainte ca Denisa Comănescu să-mi propună cartea, am nimerit întâmplător peste povestea asta undeva pe un site străin care anunța apariția cărții. Și am rămas citind-o, m-a impresionat foarte tare, mai ales povestea construirii romanului. Și chiar am rămas așa cu gândul la ea, m-a bântuit o vreme și n-au trecut două zile și am primit propunerea de a-l traduce, așa că aș zice că de data asta cartea m-a găsit ea pe mine și nu eu pe ea. E o carte foarte frumoasă prin puternică, cum spune și Denisa Comănescu, o carte frumoasă și prin simplitatea ei. E scrisă fără niciun artificiu de stil, cu fraze scurte, simple și de altfel. Asta a fost și una din provocările traducerii, de data asta dificultatea constând tocmai în a reuși să dai efectul extraordinar de percutant al poveștii cu frazele alea extrem de simple. E o poveste de o... Ciudat e că, deși se petrece în Auschwitz, e o poveste luminoasă. E cumva o poveste despre cum binele reușește să se strecoare, să-și se facă simțit și într-un ocean de orori. E luminoasă în ciuda contextului dezumanizant de-a dreptul. Personajul principal ajunge tatuator dintr-o întâmplare. În momentul în care ajunge în lagăr, de altfel, este hotărât că va supraviețui cu orice preț. Nu el alege asta, îi se propune și nu are cum să refuze. Și deși ai zice că ne imaginăm probabil personajul ăsta ca un personaj odios, ei bine, el nu face decât bine, nu face decât să ajute, să salveze și să dea speranță. Tot timpul nu face decât să dea speranță celorlalți, cu o hotărâre fantastică că se poate scăpa din ea de el. Se naște și o poveste de dragoste minunată, care va deveni până foarte târziu. Sunt acolo și alte destine ale unor personaje la care, despre care ni se spune ce s-a întâmplat cu ele până la sfârșit sau nu și rămâi gândindu-te la fiecare dintre ele, cred că fiecare ar putea constitui un roman în sine. Și totuși ce mi se pare mie cel mai interesant este că după ce se termină povestea, cumva ea te face să îți scrii un roman în continuare în mintea ta. Este ceea ce s-a întâmplat după asta, te pune pe gânduri. Lale Sokolov, personajul principal, va mai avea de suferit și de pe urma eliberatorilor. Și va fi sovietici, da? Fiind arestat din nou după ce scapă. Oricum, ideea este că după ce scapă din lagăr, simte nevoia să-și schimbe numele complet, să nu se știe că este evreu. Și apoi pleacă cât de departe de Europa poate el. Nu știm, și aici încercul întrebările, nu știm dacă a fost dezamăgit de ce s-a întâmplat după aia, dacă l-au măcinat procese de conștiință în urma unui compromis pe care de altfel nu l-a ales el și la care n-a avut nimic de spus, dacă se temea să nu fie judecat tocmai de ai lui. Sunt un milion de întrebări la care îți rămân în minte, te bântuie și tot îți vine să deschizi din nou cartea, având senzația că parcă n-ai citit tot,
că mai e ceva acolo. Și ca să vă arăt puțin cât de multă lumină poate să existe într-un loc oribil, o să citesc un fragment din carte. Este momentul în care reușesc să se întâlnească Lale și Cita, viitoarea lui soție, după ce se văzuseră doar trecător în timp ce ea el o tatua. Duminică. Prizonierii forfotesc prin complex singuri sau în mici grupuri. Unii stau sprijiniți de pereții clădirilor, prea obosiți și slăbiți ca să se miște. O mână de ofițeri SS stau la tablale și fumează, ignorându-i pe deținuți. Gita și prietenele ei se plimbă cu figuri inexpresive. În afară de Gita, toate stau de vorbă liniștit. Ea se gândește la ale ei. Lale le privește, amuzat de privirea îngrijorată a Gitei. Ori de câte ori ochii ei sunt gata să poposească asupra lui, se ascunde în spatele altor deținuți. Se apropie încet de ea. Dana îl vede prima și e gata să spună ceva, dar Lale duce un deget la buze. Fără a se opri, întinde mâna, o prinde pe Gitei și continuă să meargă. Prietenele ei chicotesc și se țin unele de altele în timp ce Lale o conduce pe Gita după clădirea administrației, având grijă să se asigure că soldatul din turnul de alături e relaxat și nu se uită în direcția lor. Se lasă în jos cu spatele lipit de peretele clădirii, trăgând-o pe Gita după el. De acolo pot vedea pădurea de dincolo de gard. Gita stă cu ochii în pământ în timp ce Lale o privește intens. Bună, spune el timid. Bună, răspunde ea. Sper că nu te-am speriat. Suntem în siguranță? Gita aruncă o privire spre turnul de bază. Probabil că nu, dar nu mai pot doar să te văd. Vreau să fiu cu tine, să vorbim ca oameni. Dar nu suntem în siguranță. Nu o să fim niciodată. Vorbește cu mine, vreau să te aud vocea. Vreau să aflu totul despre tine. Tot ce știe numele tău, Gita, e frumos. Ce vrei să-ți spun? Lale se străduiește să găsească întrebarea potrivită. Se hotărăște să spună ceva banal. Ce-ar fi să-mi povestești cum ți-ai petrecut ziua? Acum ea ridică capul și îi privește direct în ochi. Ei, cum știi, m-am trezit, am luat un mic dejun copios, i-am salutat pe mama și papa de rămas bun, apoi am prins autobuzul spre serviciu. La serviciu a fost... Bine, îmi pare rău, a fost o întrebare tâmpită. Stau unul lângă altul fără să se privească. Lale ascultă respirația Gitei. Ea se bate cu un deget peste cap, în cele din urmă spune. Și ziua ta cum a fost? Acum știi, m-am trezit, am luat un mic dejun copios, se uită unul la altul și râd încet. Gita se sprijină ușor de Lale. Mâinile li se ating în întâmplare pentru o clipă. Bine, dacă nu putem vorbi despre cum am petrecut ziua, spunem ceva despre tine, zice Lale. Nu e nimic de spus. Lale e derutat. Mă sigur că e. Care e numele tău de familie? Ea se uită la el scuturând din cap. Sunt doar un număr. Ar trebui să știi asta. Tu mi l-ai dat. Da, dar asta e numai aici. Cine ești afară? Nu mai există afară. Există doar aici. Lale se ridică în picioare și o privește intens. Eu mă numesc Ludwig Eisenberg, dar mi se spune Lale. Sunt din Krompa, Cislovacia. Am o mamă, un tată, un frate și o soră. Face o pauză. Acum e rândul tău. Gita în fund deschidător privirea. Eu sunt deținută 34902 din Birkenau, Polonia. Conversația se stinge într-o tăcere strânjenită. El o privește, îi privește ochii plecați. Ea se luptă cu gândurile. Ce să spună, ce să nu spună. Lale se așează din nou, de data asta în fața ei. Se întinde ca pentru o oră de mână, apoi se retrage. Nu vreau să te supăr, dar vrei să-mi promis ceva? Ce? Că înainte de a pleca de aici, o să-mi spui cine ești și de unde vii. Ea se uită în locul lui. Da, promis.